În acest episod o să vorbim despre Bahrain, o țară despre care cu siguranță ai auzit și o să fii la fel de surprins de ce am auzit oare de Bahrain. După ce vă abonați, pentru că 50% dintre voi sunteți neabonați, haideți să începem. Bahrain este o țară care se găsește în Golful Persic. Aceasta nu este o țară cum e România, este o țară cum e Bahamas. Este compusă din 30 de insule și este un centru al negoțului din vremuri antice. Desigur, pentru că se respectă, nu are un singur nume și se numește Regatul Bahrain, pentru că este regat. În țară se vorbește arabă și se află între Qatar și Arabia Saudită. Populația nu este foarte mare, undeva până în 1,4 milioane de locuitori, iar numărul o să-ți pară mare când afli ce teren puțin are. Este pe locul 3 între cele mai mici țări din Asia, după Maldive și Singapore. Are doar 765 de kilometri pătrați. Atât, asta e tot. E un oraș mare, care are mai multe orașe, cel mai mare și capitala este Manama. În general, Bahrain este un arhipelag, este destul de drept, în mare parte este deșert și are câteva dealuri. Cel mai înalt deal dintre acestea are doar 134 de metri de la nivelul mării. Și desigur, pentru că e mare pentru ei, are numele de munte, Muntele Fumului. Muntele Fum. În Bahrain, meseria principală era strânsul de perle. Această meserie este datată la cel puțin anul 2000 înainte de Hristos, iar ruta perlelor are aproape 4 km lungime suprafața de unde se strâng acestea. Și totul se desfășoară pe insula Muharrak. Pe această cale există 17 clădiri, în marea din preajmă există paturi unde cresc stridiile și pentru o vreme aici se produceau cele mai multe sau cea mai mare concentrație de perle din lume, era recunoscută zona pentru perle, până când Japonia a început să o facă în stil industrial și au coborât atât prețurile cât și prestigiul lui Bahrain. În țară vei găsi un sit arheologic foarte interesant numit de-a lungul timpului Fortul Portughez, Fortul Bahrain sau Catal al Bahrain. Aici au loc săpături arheologice din 1954 și au găsit straturi de peste 10 metri adâncime cu relicve datând cu anul 2300 înainte de Hristos, strat peste strat peste strat până în secolul al XVIII-lea. Deci de la perși până la portughezi. Moschea Al-Fateh din Bahrain este cea mai mare din țară și una dintre cele mai mari din toată lumea. A fost construită de Sheikhul Isa bin Salam al Khalifa în 1987, iar în moschee încap peste 7000 de oameni. Și are tot la capitolul cel mai mare, cel mai mare dom din fibră de sticlă. Acolo oamenii chiar sunt under the dome. Bun serial, primul și al doilea sezon, de la al treilea s-a prăvălit. Tot în Bahrain vei găsi Copacul Vieții, se estimează că are peste 400 de ani, are aproape 10 metri înălțime, dar stă și pe un deal de o înălțime de 7 metri, care este și el înconjurat de o fortăreață. Este un loc foarte bun pentru Instagram, fiind vizitat anual de 10.000 de oameni. Bahrain n-a avut mereu acest nume, era Dilmun într-o vreme, un centru important comercial, a fost condus de perși, de exemplu, până în secolul al IV-lea, după aceea de arabi până în 1541, când portughezii i-au invadat. Persia din nou a pus mâna pe Bahrain în 1602, dar în 1783, Ahmad ibn al-Khalif a preluat controlul și de atunci familia al-Khalif conduce țara până în ziua de astăzi, familia Al-Khalifa. Bahrain pentru o vreme a fost și protectorat britanic din 1820, iar independența și-a câștigat-o recent relativ, pe 14 august 1971. Doar în 2002 au reușit să aibă și un parlament ales și în același an au reușit și să dea dreptul femeilor de a vota și să poată să fie și membri în politică. Numele Bahrain vine de la două mări, în arabă Bahr înseamnă mare, iar Bahrain este versiunea la plural, un plural este duală, deci două mări. Pescăriile de perle erau faimoase, cum am zis mai devreme, până în secolul al XIX-lea, însă din secolul 20 din anul 1930, fermele de perle au fost înlocuite de fermele de petrol. Bahrain nu a fost întotdeauna regat, el a devenit regat doar din 2002. Asta o să oferă puțină speranță monarhiștilor dintre noi care speră că România va mai deveni vreodată monarhie. Puțină, dar e. Dacă vei merge în Bahrain și vei mânca, vei gusta o grămadă de arome diferite, indiene, perse, africane și chiar europene, pentru că Portugalia. Și totul datorită faptului că a fost un centru comercial și a oferit o grămadă de oameni dintre o grămadă de țări, fiecare cu mâncarea lui. Totuși, chicken machbus, pui cu orez, este mâncarea națională a Bahrainului. Iar kahwa este băutura națională, cafeaua, ceaiul fiind oferit doar la ocazii speciale. Totuși, dacă lucrurile sună super interesante și vrei să mergi în Bahrain, ia o pauză. Temperatura vara poate să ajungă până la 50 de grade Celsius. Nu 50 de grade a fost maximul, ci
poate să ajungă pe acolo. Cea mai mare dintre cele 33 de insule de pe Bahrain, are 55 de km lungime pe 18 lățime, acolo locuiesc majoritatea oamenilor și sunt orașe care în principiu sunt insule diferite, dar care au umplut spațiul dintre ele cu nisip sau restul de la construcții pentru a face o singură insulă și reușesc să-și mărească suprafața teritoriului prin acest fel unind insulele. Bahrain, dacă nu a devenit evident din poze până acum, este o țară foarte frumoasă, plină de belșug, atât de mult încât mulți oameni cred că, fiind în lumea arabă, e posibil că acolo să fi fost grădina Edenului inițial. Și mulți oameni cred că Dilmunul antic, după cum era descris, se potrivește mult cu grădina Edenului. În ciuda deșertului, există multe fântâni cu apă dulce, erau mult mai multe, dar în ziua de astăzi avem în continuare un fenomen extraordinar de interesant. În mijlocul apei sărate există o fântână cu apă dulce. Exact. Ca un geyser iese în mijloc o fântână de apă dulce înconjurată de sărată. Ca un alt lucru interesant, școala britanică din Bahrain are recordul pentru cel mai multe aruncări cu banul în același timp. În 2010, 1117 elevi și angajați au intrat în cartea recordurilor aruncând toți în același timp o monedă în aer. Bahrain World Trade Center este primul zgârie nord din lume care în designul clădirii a integrat turbine de producere de curent electric, o centrală eoliană. Fiecare turbină are aproape 30 de metri în diametru și poate să producă 675 de kW de electricitate. Turnul are 240 de metri înălțime și a câștigat premii internaționale pentru utilizarea tehnologiei de regenerare a energiei electrice în designul clădirii. Steagul din Bahrain obișnuia să fie cel mai mare steag din lume înainte să-l depășim noi. În 2004 se tase recordul mondial, avea 169,5 metri lungime pe 97,1 metri lățime, iar pe steag avem 5 puncte roșii care reprezintă stâlpii islamului, însă nu așa a fost mereu steagul. Cel mai vechi steag bahraini era roșu cu totul. În 1820, când a semnat tratatul cu Marea Britanie, s-a adăugat o dungă albă pentru a simboliza pacea și cândva chiar avea 28 de puncte albe. Acestea au fost reduse la 8 în 1972 și în final la 5 în 2002. Vorbeam mai devreme de Constituția din 2002, trebuie să știi că în ciuda faptului că este țară musulmană, lumea arabă, țara în 2002 a semnat prin Constituție oferind tuturor oamenilor, indiferent de religie, libertăți religioase în țară, astfel găsești chiar și biserici ortodoxe la Tata Mare în Bahrain. Catolice de asemenea, poți să mergi liniștit din punctul ăsta de vedere. Pentru că a fost un centru comercial, trebuie să nu fii surprins de faptul că în urma unui recensământ s-a aflat că există de două ori mai mulți bărbați decât femei, să ai și asta în vedere, ca bărbat dacă te duci după doamne și ca doamnă ai mai multe șanse. La floră și fauna, țara stă, e țară mică, ce vrei de la ea, are 330 de specii de păsări, dar dintre acestea doar 26 nu pleacă de pe arhipelag, ci rămân acolo, se înmulțesc și e casa lor. Au 18 specii de mamiferi, cei mai interesanți sunt iepurii de deșert și gazelele, mai avem de asemenea 25 de specii de amfibieni, reptile, 21 de specii de fluturi și 307 de floră. În ciuda faptului că este atât de mică, are 5 zone protejate din natură și depune eforturi mari pentru a-și proteja puțina natură pe care o are. Cu siguranță, exportul de lemn nu este un gând care le trece bahrainezilor prin minte. Ei cumpără din România. În Golful Arabic a fost descoperit pentru prima oară petrol în 1932 și se produc undeva la 150.000 de barili de petrol pe an. Are de asemenea și un sistem impresionant de poduri. Podul King Fahd de 25 de metri lungime poate să te ducă cu mașina din Bahrain până în Arabia Saudită. Din păcate nu poți să treci cum ai tu chef podul pentru că ai nevoie de viză, însă dacă treci podul la ora potrivită se spune că este cel mai frumos apus sau răsărit de soare pe care îl poți vedea. Drumul în sine este o excursie pe care e bine să o faci când mergi în Bahrain. Te-ai dus până în Arabia, te-ai oprit, ai întors înapoi și ai venit acasă, 25 de km. Puține țări din lume se pot lăuda că avem un drum care este atracție turistică. În afară de România, care poate să scrie, drumurile noastre sunt parcuri de distracții, roller coaster. Sau sunt jocurile acelea în care trebuie să te ferești de obstacole care îți vin în cale, să te tragi pe telefon în stânga, în dreapta, cam asta e, dar cu volanul. Ceea ce e foarte interactiv. Nu suntem singuri așa. Multe țări civilizate se plâng de asta. Anglia, de exemplu, America, de exemplu. Dar ce ar fi să mă plâng eu pentru ei? Nu, fraților, plângeți-vă voi pentru voi să vă facă drumurile, eu mă plâng pentru mine. Mă întorc din nou la Făgăraș. Ați crezut că ați reparat drumurile alea? Na-a. Pentru că țara este foarte mică, de asemenea nici agricultura nu este o prioritate, ei folosesc terenul pe care l-au pentru a face cât mai mulți bani de acolo, astfel majoritatea mâncării este importată. Nu spun să iei mâncare cu tine când te duci acolo, dar nici să ceri de la cineva, vreau mâncare crescută aici. Nu avem.
De asemenea, deșert, la ce te așteptai? În 2005, după ultimul scandal al lui Michael Jackson, acesta a decis să se ascundă undeva și a ales Bahrain. Dacă mergi ca doamnă la gine, trebuie să știi că legal, medicul are voie să se uite la tine, dar nu direct. Acesta se va uita la tine printr-o oglindă. Drumurile trebuie să știi că sunt pline, am vorbit de drumul acela frumos mai devreme, trebuie să știi că este plin din direcția, de fapt din ambele, că cine vine trebuie să se întoarcă înapoi, pentru că Bahrain este pentru Arabia Saudită, ce este Las Vegas pentru America. Gen, în Arabia Saudită n-ai voie să consumi alcool, dar în Bahrain ai voie, așa că oamenii fac turism alcoolic. Totuși, dacă speri să te duci la mare, în Bahrain visează mai departe, pentru că Bahrain nu are plaje. Are plaje, dar sunt deținute de familii bogate. Mai puțin de 5% din tot ce vezi nisip poate să fie vizitat de oameni și de obicei este foarte aglomerat sau într-o zonă care nu este extrem de bună. Vorbeam de petrol mai devreme, Bahrain este prima țară arabă care a descoperit petrolul. Dacă mănânci este considerat politicos să lași niște mâncare în farfurie când ai terminat de mâncare și asta nu înseamnă că nu ți-a plăcut mâncarea și că n-ai putut să mai mănânci mai mult de atât, ci înseamnă că familia este atât de îmbelșugată și există atât de multă abundență de mâncare încât tu pur și simplu nu ai putut să termini cât de mult ți-a dat femeia aia să mănânci sau bărbatul ăla să mănânci. Deci lasă un pic în farfurie, nici într-un caz nu cere mai mult. Și la fel ca în România la țară, și acolo în aceeași casă sau în curte locuiesc mai multe generații, familii mari. Iar dacă ești invitat la asemenea locuință, vino cu flori, dar nu tăiate. În ghiveci, vii, poți să vii cu un cadou micuț, simbolic din țara ta, sau să aduci ciocolată străină. Și foarte important, niciodată nu da cadourile doamnei. La noi așa se face, vii cu cadou pentru doamnă. Nu. Îi dai cadourile domnului, bărbatului din familie. Și nu fi surprins dacă nici nu o întâlnești pe doamnă. Posibil să nu iasă. Iar dacă mâncarea care ți este pusă în față e pusă pe jos, o să-ți fie greu pentru o secundă, două, să dai seama, bă, acolo mănâncă un câine, pisica sau mie mi-a dat, pentru că o să arate și ciudat. Dar dacă începe oamenii să se așeze, asigură-te că arată farfuria ta la fel ca tuturor celorlalți, pentru a nu mânca din bolul câinelui. Și dacă te așezi pe jos să mănânci, trebuie să stai cu picioarele încrucișate, nu sta cu cracii răscărcăiați. Foarte clar. Și nu doar că nu trebuie să-ți bagi picioarele în mâncare, nu ai voie nici măcar preșul pe care mănânci, pe care ai pusă mâncarea, să-ți atingă picioarele. Și desigur că în tot acest procesul, care e frumos, curat, arată respect, terminarea nu poate să fie decât surprinzătoare. Mănânci cu mâna. Întotdeauna, doar cu mâna dreaptă, niciodată nu cu mâna stângă. Și dacă ți s-a oferit capul animalului pe care îl mănânci, trebuie să înțelegi că tu ești văzut ca cel mai de onoare oaspete de la acea masă. Nu este o amenințare sau altceva. E un gest de onoare. Încerc să-mi imaginez cum arată un cap de oaie în farfurie pe care trebuiască să-l mai și mănânci. Și cu acest ultim gând, spuneți-mi dacă ați mâncat vreodată cap de oaie. Ce ați face dacă vi s-ar da un asemenea fel de mâncare? Dacă te-ai fi invitat să mănânci de pe jos, ai zice, ok, mă duc la Mac, sau te pui și mănânci. Ați fost luat în Bahrain? Cum este? Trimiteți-mi poze pe Instagram. Și nu uitați, foarte important să vă abonați, mai puțin de 50% dintre voi sunteți abonați. E și ăsta un mod de a... Nu dau idei. Vă mulțumesc mult pentru atenție, share, like, notificare, celor care sunteți membri de canalul. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, cad mereu.